Cât dă România pe un copil? 42 de lei. Cât dă România pe un deținut? 2400 de lei. Cât dă România pe un copil bolnav de sida? 13 lei. Dacă cumva faci parte din categoria acelor despre care Partidul Democrat Liberal a hotărât că nu mai au drepturi, ești terminat. Asta este, de fapt, mizeria de care vorbește Traian Băsescu. Când șeful statului, cu biciul în mână, cu biciul tăierilor, trimite lumea, plecați, plecați! Ca să vedeți și noastră cum se conduce această țară. O țintă precisă. Bunul plac al lui Traian Băsescu. Un tablou al neromâniei care pare că se află îngenunchiată în knockout. Vă răspunde vreodată. Dacă ești la un meeting și strigi, de ce mi se opresc banii ăștia dacă eu am plătit contribuția la pensie? Ce au dumneavoastră? Toată țara asta a devenit o țară de mămicuțe și bebeluși. Avem ce, avem cu ce, n-avem cu cine. Ce filozofie e asta? Pic cu pic se face lac. Și începând cu 2011, mergem pe creștere. Crește prețul la gaz, crește prețul la energie electrică. Cifrele sunt implacabile. Bulgaria crește economic, noi scădem. Clar, a greșit. S-a dat domnul Boc. Și ai săi s-au pregătit pentru a guverna. Bulgarii știu să ia măsuri și ai noștri nu. Fermierul este preș? Da. Știți direct ce aveți de spus în fața telefonului. Ați primit un mesaj pe telefon și ne-ați citit din mesaj? Am filmat. Ați primit un mesaj. Cineva să uită și vă ajută cu răspunsul la întrebări. Domnul, dar circulați cu o mașină cu număr de Bulgaria, domnul? Da, eu, cum să vă spun? Pe mașina lor de furat a funcționat mai bine decât a noastră. După ei, fotobul. Dimineața ta e în toate știrile noastre. Nadina și Marius. Este ora 6, fix până dimineața. Îți prezintă un șofer din județul Maramureș și-a lăsat răsărul o localitate și jumătate de oraș în beznă. Informații utile. România se va împrumuta cu 460 de euro pe secundă. Irlanda a aprobat cel mai dur plan de austeritate. O criză financiară ar putea urma o criză a alimentelor. Meteo. Spune că aveți bune, cel puțin e partea meteorologilor. A început să ningă la munte și va continua să ningă. Trafic. Se circulă foarte bine la această oră. Iată și intersecția Dimitrov. Sport. Recepele Plus a ieșit din cupele europene. Și ultimele evenimente din showbiz. Documentarul românesc Lumea Văzută Lion B a fost distins cu premiul Emmy International. La 6 la 10. Angelina Jolie debutează în rolul de regizor cu stângul. Afli tot ce mișcă în știrile dimineții la Antena 3. Am transmis primul cele mai importante evenimente. Cu toate protestele din stradă, moțiunea de cenzură aplicată. Am obținut 4 premii APTR pentru cel mai bun jurnal de știri. Curtea Constituțională a pus în încurcătură guvernul și parlamentul. Și numeroase alte premii pentru emisiunile informative. Este o premieră, nimeni n-a mai văzut în România. Din poziția de lider. Traian Băsescu a reproșat parlamentarilor PDL modul în care votează legile în Parlament. Am arătat respect față de concurență. Și am considerat că singurul adversar este cel care îngrădește libertatea presei. Astăzi, Dan Fotulei îi cere demiterea șefului poliției române. Antena 3. Oficialii fondului condiționează acordarea tranșei de modificare a ordonanței 50. Cea mai bună televiziune de știri din România. Salariul ar putea scădea din nou anul viitor. Vă mulțumește pentru încredere. Antena 3. Bună seara, bine v-am regăsit la știrea zilei, doamnelor și domnilor. Sute de pensionari militari din mai multe orașe au protestat față de tăierile din pensiile lor făcute de guvern. La Constanța, prefectul spune că un provocator a încercat să transforme mitingul militarilor într-o ciocnire cu jandarmii. Însă manifestanții nu i-au făcut jocul. Peste o săptămână, pensionarii vor protesta în București. În tot acest timp, opoziția a continuat negocierile pentru o acțiune comună a PSD și a Alianței PNL-PC. Invitații mei speciali din această seară sunt domnul Crin Antonescu, președintele PNL. Bună seara, bine ați venit! Română, bună seara! Domnul Victor Ciorbea a fost premier. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Domnul Curciuvică, președintele grupului de investigații politice. Bună seara, bine ați venit la știrea zilei! În câteva momente vom intra în direct și cu domnul Daniel Constantin, președintele Partidului Conservator, și de asemenea vom avea mai multe intervenții pe parcursul emisiunii. Prima întrebare este legată de subiectul ultimelor zile, și anume tăierile din pensiile militarilor. Iată că mitingul de astăzi de la Constanța s-a terminat cu proteste. Am văzut imaginile pe parcursul întregii zile. Propun să le revedem și acum pentru cei care au lucrat și n-au reușit să arunce un ochi la televizor.
mă refer la telespectatori firește. De asemenea, pentru exact peste o săptămână, pe 24 ianuarie, militarii care sunt acum în rezervă pregătesc un marș de protest în capitală, iar cei din Arad anunță un proces comun cu statul și proteste de stradă. Domnule președinte Crin Antonescu, cum credeți că se va finaliza această problemă? Oamenii sunt realmente deranjați, supărați, afectați. E adevărat, li se spune că e o situație provizorie, dar pentru unele persoane care nu au reușit să mai pună deoparte de la o lună la alta, o situație provizorie poate să aibă efecte dramatice. În sensul, au nevoie de medicamente și nu au bani. Au nevoie să-și plătească ratele și nu mai pot să-și plătească ratele. Li se poate lua bunul pe care l-au gajat la bancă și așa mai departe. Deci devin situații dramatice. Aici sunt cel puțin trei aspecte pe care această criză, din interiorul crizei, le relevă. Noi suntem de bună bucată de vreme obișnuiți cu disprețul statului sau al puterii față de cetățean, cu disprețul profund al acestei puteri față de cetățenii României, față de toți cetățenii României, de foarte multă vreme. Apare un element nou și anume că o instituție fundamentală a oricărui stat, sub orice regim politic, o instituție care ține de identitatea statală și de simbolurile oricărui stat, cum este armata, este în acest moment batjocorită la vedere, fără niciun fel de reținere. Al doilea lucru este haosul, debandada, pentru că, dincolo de toate minciunile sub care s-au ascuns guvernanții, este evidentă și o debandadă inacceptabilă la orice structură care conduce, care organizează ceva, cu atât mai puțin la un guvern. În al treilea rând, poate mai clar ca oricând, mai evident, mai sfruntat ca oricând, minciuna celor mai importanți oameni din stat. Minciunile președintelui, minciunile primului ministru, minciunile ministrului apărării. Ori, sigur, toți suntem egali în drepturi, nimeni nu dorește să privilegieze armata, dar trebuie să remarcăm faptul că sub această guvernare și sub acest președinte se ating niște performanțe și se încalcă măcar niște aparențe pe care nici măcar comuniștii nu și-au permis să le încalce. Își bat joc de drapelul național, da? Adăugând un portocaliu pe la Alba Iulia, își bat joc de această instituție, pentru că totuși nu se poate, indiferent că e vorba de militar sau de civil, să-l tâlhărești pe om, să iei banii omului fără acte și să-i spui am să calculez eu după aia cât îți mai revine, dacă trebuie să-ți mai dau ceva sau nu. Astea sunt considerațiile. Cum se va termina? Nu știu. Eu sper că se va termina odată cu plecarea acestor oameni de la putere și cu încercarea celor care vor veni după ei de a reașeza lucrurile într-o normalitate elementară. Stă în picioare, domnule Ciorbea, argumentul celor de la putere, celor de la guvern care spun aveți puțintică răbdare, ca să dăm un citat celebru, în foarte scurt timp situația se va reglementa și încearcă să adune informații printr-o linie verde, am înțeles, publicată deja, încearcă să facă un fel de sinteză, de monitorizare pentru toată țara, astfel încât să nu mai meargă pensionarul din armată sau din SRI, din SIE, din SPP, rezervistul, să meargă la toate locurile de muncă pentru a-și aduna adeverințe și să meargă la cea mai apropiată unitate și de acolo, pe bază de informatică, pentru că suntem în 2011, să obțină toate dovezile în legătură cu anii pe care i-a prestat în folosul națiunii, în folosul țării. Sau nu? E un proces de lungă durată. Acum, în primul rând, vreau să continui ceea ce spunea domnul președinte Crin Antonescu. Batjocul acesta este cu atât mai inacceptabilă cu cât sistemul acesta de calcul al pensiilor militare a fost acceptat încă înainte de CUZA, deci de domnitorii dinaintea lui, de pe vremea regulamentelor organice. A fost așezat și pus de acord cu legislația franceză din vremea aceea de domnitorul Alexandru Ioan CUZA. A fost respectat de Carol I, de Ferdinand, apoi de regență, de Carol, de dictatura carlistă, de dictatura legionară, de dictatura antonesciană, de dictatura comunistă, de cei de după 89 și iată că vine marea reformă.
Păi să ne fie foarte clar, aici nu-i vorba numai de niște adeverințe. S-a dorit în mod premeditat reducerea substanțială a acestor pensii. Și mai mult decât atât, trecerea pensionarilor militari din categoria pensionarilor militari în categoria pensionarilor obișnuiți, la rând cu toți ceilalți. Ori, astea sunt lucruri inadmisibile, sunt în contradicție flagrantă cu Constituția, sunt în contradicție flagrantă cu dreptul Uniunii Europene în materie. Când guvernul Năstase a promovat această lege din 2001, a făcut-o în contextul negocierilor pentru aderarea la NATO. N-a făcut-o numai că au visat ei peste noapte. A fost o cerință NATO care a fost exprimată încă de pe perioada, din perioada când eram premier și era CDR-ul la guvernare. S-a spus clar, trebuie să reduceți armata cu atâtea zeci de mii, generalii de la atâtea mii la atâția, colonei și așa mai departe. Și oamenii au înțeles, militarii au înțeles, s-a elaborat această lege. Printre cei care se spune că au dat forma finală a notei de fundamentare a fost chiar actualul premier care numește pensiile lor drept nesimțite. Oare când au fost mai mincinoși? Atunci când scriau nota de fundamentare sau acum când spun că sunt pensii nesimțite? Și cine e mai nesimțit? Asta e o întrebare. Pe de altă parte, repet, s-a făcut cu obiectiv premeditat de reducere drastică a acestor sume și de scoaterea lor din categoria militarilor și punerea lor în categoria oamenilor obișnuiți, sistem în care pot lucra cum îi taie cap. Deci s-au încălcat normele NATO în materie, normele Uniunii Europene și înainte de schimbarea politică, noi sperăm să mai avem și iată că mai sunt unii judecători chiar și în România de azi. S-a pronunțat deja o decizie irevocabilă de suspendare a hotărârii de guvern. Sperăm să obținem, dacă nu în țară, măcar pe, la nivelul Curții de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg și apoi în final la CEDO, decizii privind plata și restituirea tuturor sumelor datorate acestor oameni și plata integrală a pensiilor și să se revină la sistemul de pensii militare. Domnule Civică, vreau acum, dacă se poate, împreună cu dumneavoastră să abordăm și o altă fațetă a acestei problematici. Am discutat politic, am discutat tehnic ce se întâmplă cu persoanele afectate. Acum, dacă e să vorbim psihologic și sociologic, ce se urmărește? Simpatia celor care sunt pensionari din alte ramuri de activitate, nemilitare, care să spună, am eu 5-6 milioane, lasă să aibă și cel din armată, pentru că oricum o duc foarte prost și măcar să nu îi se pară o viață grea într-o țară în care alții o duc puțin mai bine, ceea ce ar fi foarte cinic, dar chiar vreau să vă ascult comentariul. Sau, într-adevăr, suntem mai mult decât la fundul sacului și nici măcar nu se recunoaște la nivel oficial dacă s-a ajuns ca bugetul național să fie alimentat din surse inimaginabile pentru alte state. Vorbim de Europa, că totuși nu ne comparăm cu Africa. Nu suntem la fundul sacului. Problema e că în sacul respectiv umblă foarte tare doamna Udrea, de exemplu, și îl golește. Că dacă doamna Udrea ar umbla mai puțin în sac, atunci ar fi bani și pentru pensii fără niciun fel de problemă. Și nu numai doamna Udrea, că mai umblă și alții. Mai umblă pe la transporturi, mai umblă ăia cu e-România și cu toate mega programele astea, softuri care costă sute de milioane de euro și se strică după 3 zile. Deci bani ar fi. Problema e că nu sunt atât de mulți încât să poată să umble și doamna Udrea, și ministrul Cutare, și domnul pe la mediu mai umblă, domnul Borbeli, și ăștia cu e-România și asta, și să rămână suficient și pentru pensii. Și atunci domnul Traian Băsescu le-a spus destul de clar că va tăia pensiile până la urmă. Sigur, a avut un pic de probleme cu Curtea Constituțională la un moment dat, dar fiind ambițios, cum îl știm... A crescut TVA-ul când a avut probleme aia, cu... Aia pe de-o parte, dar pe de-altă parte, a insistat și cu pensiile, s-au pus niște taxe pe, asta, pe sănătate, deci a mai umbrat.
La militari a venit și rândul lor anul trecut, mai spre sfârșit, așa, și le-au zis și lor. I-au mințit, că nu puteau să le spună chiar în față, domnule, vă tăiem și vouă pensiile, că așa vreau eu, comandantul suprem. I-a mințit și domnul Băsescu, i-a mințit domnul Oprea, i-a mințit domnul Boc, i-au mințit cu toții și le-au spus, nu veți avea pensiile tăiate, mai jos de 3.000 de lei, n-aveți nicio problemă. I-au mințit cu chestia asta și s-a adoptat legea și acum vin faptele. Faptele sunt pensiile astea reduse. Deci minciuna inițială, de care s-a mai vorbit aici. După aia vine bătaia de joc. Unu, a explicat domnul Ciorbea, nu trebuiau recalculate, nu le calculează nimeni pensiile militarilor în funcție de nu știu ce contributivitate, pentru că militarii nu contribuie, nicăieri în lumea asta nu contribuie. Deci ce să bagi contributivitatea la unii care nu contribuie, că e absurd. Dar asta a fost teoria cu care să îmbrace prostia asta. Deci nu trebuiau recalculate. Dacă totuși le recalculezi, de minim bun simț ar fi fost să le recalculezi întâi, după care să le dai pensiile recalculate. Nu să le spui, stai că n-am avut timp să le recalculăm și atunci vă dăm pensiile cam pe jumătate, după care, eventual, după câteva luni, o să le completăm cu ceea ce v-am dat în minus, în afară de faptul că și-au bătut încă o dată joc de ei, trimițându-i pe la tot felul de, nu știu, comisariate de-astea, pe la tot felul de chestii să-și obțină ei adeverințe, după ce au fost obligați să semneze un formular prin care erau de acord cu recalcularea, tot ei să umble după date și după asta, ca să aibă ăștia ce să recalculeze vreo 2 ani la minister. Deci a fost, în primul rând, dorința asta a domnului Traian Băsescu de a tăia foarte mult din zona asta de salarii și de pensii ca să aibă subalternii lui ce să cheltuie și în cazul militarilor a fost o formulă. S-a aplicat în alte feluri la funcționari, s-a aplicat la profesori, s-a aplicat cam pe la toți, pe la medici, deci tuturor li s-a tăiat. Fiecare când i-a venit rândul. Acum e rândul pensionarilor militari. Și totuși, domnule Crin Anturescu, dacă este să citim și o facem toate mesajele telespectatorilor implicați în acest subiect, blogurile, forumurile, ceea ce transmit către redacții, către public, ceea ce afirm atunci când sunt întrebați, ies în stradă mai agresiv sau nu, pentru că atunci când îți ajunge cuțitul la os, nu prea poți să fii foarte calm, așa, foarte simpatic, foarte nonșalant. Toți spun că nu se așteptau la această decizie pentru simplu motiv că președintele țării, cel puțin, a dat dovadă în primul mandat că simpatizează cu meseriile care presupun o educație militară, o cultură, o educație și o activitate în domeniul militar. Iar dezamăgirea lor este cu atât mai mare în acest moment. Repet, nuanțat, întrebarea adresată domnului Ciuvică, dacă nu există cumva cineva care a sugerat chiar pentru aplatizarea emoțiilor pensionarilor să nu mai existe, să spunem, aceste privilegii, pensii mai mărișoare, mai frumoase pentru cei care au fost crescuți în instituții militare. Doamna Firea, în primul rând să clarificăm acest lucru, să nu vorbim despre privilegii. Am zis în ghilimele, am și arătat gestul. Eu nu provin dintr-o familie de militari, n-am rude militari, dar să fie foarte clar, între fiecare stat de pe lumea asta, indiferent de regimul lui politic și indiferent de epocă, așa cum și domnul prim-ministru Ciorbea arăta pe istoria României foarte repede, există un contract între stat, între corpul cetățenilor și o categorie specială care este armata. Mai mare, mai mică, armată socialistă, armată NATO. În cadrul acestui contract, acești oameni au niște condiții speciale de pensionare, de pildă, care nu sunt extraordinare, să o mai spunem o dată, că oamenii ăștia n-aveau 100 de milioane pensie. Să ne gândim că totuși un general care lua un 30 ceva, 40 de milioane vechi pensie, un general, nu oricine ajunge general, asta înseamnă o carieră, asta înseamnă o anumită performanță în domeniul profesional, niște studii, etc., etc. Vorbesc de generalii dinainte de epoca în care ne explică domnul Oprea cum și-a luat stelele de la domnul Băsescu. Vorbesc așa în principiu, ca instituție. Și în schimbul acestor condiții, acești oameni fac și niște sacrificii. Nu oricine este dispus să accepte de la vârsta de 14 ani când îți dai copilul la un liceu militar un regim care presupune anumite privațiuni și anumite responsabilități pe care un militar și le asumă. Dincolo de asta, nu există țară civilizată pe lumea asta, la, mai vorbim de Statele Unite, dar nicăieri și în Europa, unde să nu existe un respect pentru instituția, pentru uniforma militară și pentru purtătorii ei.
Nu mai vorbesc pentru veterani de război care sunt tratați cum sunt tratați la noi. Că domnul președinte, dincolo de simpatia sa de vecinătate pentru educația militară, avea, dacă vreți, și motivul biografic că este fiul de militar, din cât înțeleg, cu totul altceva. Oricum, nu avea voie ca șef de stat să mintă pe nimeni dintre cetățenii români, în orice caz pe cei din armată, iar faptul că n-ar mai avea resurse, aici sunt absolut de acord cu domnul Civică. Păi, oamenii ăștia au ajuns să încerce să reechilibreze bugetul României din numărătoarea bibilicilor. Criteriul după care să mai acorde sau nu ajutorul acela social nume numărul de bibilici de care acesta dispune. Și aragazul cu patru ochi. Una este ideea că, într-adevăr, pe această lege cu ajutorul social s-au întâmplat și se mai întâmplă multe aberații, că e mult arbitrariu, că mulți primari au putut hotărâ cine trebuie să ia și cine nu trebuie să ia ajutor social și că oameni care puteau să caute alte mijloace de subzistență decât ajutorul social se mulțumeau cu el. Asta este adevărat, dar ca să ajungem la numărarea bibilicilor drept criteriu sau la numărul bibilicilor drept criteriu pentru a merita sau nu ajutorul social, e absurd. Nu. Este o suită aberantă de măsuri din ce în ce mai caragioase și mai jignitoare până la urmă pentru oameni și care nu rezolvă absolut nimic. Adică totuși, haideți să discutăm despre numărul acestor militari și despre sumele care sunt aici în joc. Însă, așa cum s-a spus, și eu cred că e o încercare de a-i asmuți pe fiecare contra tuturor celorlalți. După cum dumneavoastră spuneți, multă lume este indignată, dar să știți că există comentarii și păreri, din păcate, în halul ăsta am ajuns, ale unor oameni care spun, lasă, domnule, bine le face, de ce trebuie să aibă ăștia pensie mare? Asta înseamnă că noi avem în fruntea statului niște oameni, niște lideri, care acționează direct, în fiecare zi, responsabil, către ruperea țesutului social și n-aș mai deschide acum o discuție dacă cine își bate joc de o instituție cum e armata e de dreapta sau nu e de dreapta. Că mai avem și niște lideri care se revendică în a fi de dreapta. Dreapta înseamnă, între altele, și identitatea națională și simț istoric și respectul pentru instituții de felul armatei, în primul rând. Domnul Cerbea, un comentariu înainte de a intra în direct cu domnul Daniel Constantin. Foarte scurt. Vreau doar să continui ideea și să spun că pe mine m-a șocat acest metodă, sigur că e arhicunoscută, e dinaintea romanilor, divide et impera, dar am ajuns la situația homo homini lupus est, adică o punem clar în aplicare. Pe mine m-a șocat când am văzut secvențele cu cei 4 sau 5 jandari care îl luaseră la figurat așa pe tatăl lor și îl pocneau cu bocan cu gură, cum am povestit el în emisiunea anterioară. L-au băgat cu forța în dubă și așa mai departe. Era un pericol social, nu? Deci era un mare pericol social. Deși ei puteau foarte bine să-l înconjoare și să-l izoleze și cu asta basta. Și nu mai mișca și nu se mai întâmpla nimic. Nici măcar portretul acela minune al lui Zeus n-ar fi fost atins, nu s-ar fi făcut vreo mustăcioară sau altceva pe el. Deci, dar m-a șocat și mai tare mândria cu care unul din cei 4 sau câți îl duceau s-a întors spre camera de televiziune să fie identificat. Nu numai de mămica, uite mamă ce fac eu, ci de cei de sus, pentru că mâine au loc disponibilizări și în jandarmerie, și în poliție, și peste tot, și în armată, și o să spună, ia uite, ăsta e băiat bun, domnule, ăsta rămâne. De-aia s-a întors el. Deci s-a ajuns la acest principiu homo homini lupus est. Practic, ne omorâm unul pe altul să supraviețuim. O luptă de supraviețuire. Până aici am ajuns. Cu milioane de amărâți și de săraci care încearcă într-o formă sau alta să supraviețuiască. Suntem acum în direct cu domnul Daniel Constantin, președintele Partidului Conservator. Bună seara! Bună seara, doamna Firea, dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Pentru a nu spune cei de la guvern că stăm în studiouri de televiziune sau dumneavoastră la partide, la sediile lor și criticăm. Ce ați face dumneavoastră dacă acum ați fi premierul Emil Boc în locul domniei sale? Care ar fi pașii pe care i-ați urma pentru ca, iată, acest scandal izbucnit săptămâna trecută să-și găsească o rezolvare măcar cât de cât rezonabilă pentru persoanele afectate?
Bine, e foarte greu să reparăm ceva după domnul prim-ministru Boc, dar eu aș vrea să mă refer la situația pe care ați comentat-o până acum sub două aspecte. Pe de o parte, cred că avem nedreptatea care se face acestei categorii de oameni care, să nu uităm, au fost alături și au servit această țară indiferent, toată viața, indiferent că am traversat perioade de criză financiară sau nu. Și iată că acum, datorită crizei financiare, sunt puși ei să plătească pentru acest lucru. Pe de altă parte, și dacă mă uit foarte bine, nedreptatea aceasta o plătesc peste 80.000 de oameni din această categorie, plus familiile acestora. Pe de altă parte, este modalitatea absolut grosolană cu care ne-a obișnuit deja Partidul Democrat Liberal de a minți toate categoriile sociale la care se adresează. Și vreau să spun acest lucru uitându-mă în campania electorală, atunci când același partid aflat la guvernare, în frunte cu premierul Emil Boc, la care făceați referire, ne spunea că vom avea un procent bun pentru ceea ce înseamnă armată, ne spunea că vom avea un procent de 6%, dacă nu mă înșel, pentru educație, și iată că avem undeva peste, ușor peste 3%, ne spunea că nu vom avea parte de măriri de TVA sau de cotă unică. Și iată că am ajuns în această situație. Ne spunea în același timp că vom face un singur împrumut de la Fondul Monetar Internațional și acela pentru a fi folosit ca și centură de siguranță. Și iată că astăzi suntem în fața celui de-al doilea împrumut. Deci eu cred că aceste lucruri trebuie analizate. Pe de o parte, nedreptatea acestor oameni și pe de altă parte, modalitatea absolut grosolană și jenantă pentru un premier să mintă în continuare și pentru un ministru. Pentru că am văzut că și domnul ministru Gabi Oprea a făcut această promisiune punând în joc chiar funcția dânsului. Cred că e o chestiune cu care deja ne-am obișnuit și aparține în totalitate celor care sunt aflați astăzi la putere. Mulțumesc, vă rog să mai rămâneți alături de noi pentru a interveni și pe următoarele subiecte pe care le vom propune spre dezbatere. Domnule Civică, dacă ar fi să tragem o concluzie la această primă temă, cum se va finaliza? Ce se va întâmpla? Pur și simplu se va aștepta, nu se știe cât, până la primăvară, până la vară, să se facă toate aceste calcule, să se revadă arhiva, să se recalculeze și așa mai departe, sau se vor lua, nu știu, mâine, poimâine, într-o săptămână, într-un timp scurt, niște măsuri? Văzând totuși impactul social. Impactul social îl vedem noi, dar cât timp conduce domnul Traian Băsescu România, se va întâmpla exact așa cum vrea domnul Traian Băsescu. Dacă cumva zilele astea, când am văzut că e absent de vreo 10 zile, nu, la început, chiar mă gândeam, a început anul ăsta foarte puternic, așa, a fost peste tot, pe la CSM, pe la guvern, pe la aia ședințe, în prima săptămână din an, din weekendul trecut n-a mai apărut deloc. Acum poate se gândește, se uite și la televizor. Dacă o să fie impresionat, probabil că o să le spună ăla, bălora de la armată, hai domnule, dați-le și ăstora pensiile mai mari, că e prea mare scandalul. Dar nu cred, pentru că v-am spus, e ambițios și dacă hotărăște el într-un fel, vrea să se aplice exact așa. Așa că se va întâmpla cum vedeți. Pensii scăzute până când o mai vedea mai încolo, dacă o să mai recupereze ceva din pensiile astea. Și aș vrea să fac o mică corectură, că spuneați că scriu oamenii pe bloguri că, sau pe forumuri, că domnul Traian Băsescu avea în primul mandat o anumită sensibilitate față de armată. Eu n-am văzut. Eu urmăresc cu atenție pe domnul Traian Băsescu. Domnul Traian Băsescu a avut tot timpul, de 40 de ani aproape, o foarte mare sensibilitate față de securitate, de când a devenit în 72 colaborator. După aia, foarte mare sensibilitate. Oameni educați, instruiți în instituții militare, foarte, n-am precizat, foarte, că sunt mai multe. A fost foarte sensibil după aia cu actualele servicii secrete, le coordonează îndeaproape, le ține la sub braț, așa sunt armata lui de elită. Cu armata sunt armată, nu l-am văzut să fie foarte, foarte apropiat. Acum, probabil că sunt unii din ei, dar nu chiar ăstora le plâng eu foarte mult de milă, că în general cei care au lucrat prin servicii și prin fosta securitate și prin actualele servicii s-au mai încropit, care cu câte un business, care cu câte o mică afacere, care are vreun copil plasat, care pe la vreun alt serviciu, așa că de ei lor nu le prea plâng de milă și nici nu i-am văzut foarte, foarte agitat, nu știu, organizația pensionarilor din securitate, de exemplu, să iasă la demonstrație. I-am văzut destul de liniștiți, probabil că s-au stăuit la televizor. Da, fac parte din sindicatul cadrelor militare disponibilizate, da? Și acest sindicat conține rezerviști din MAPN, MAI, SRI.
Dar la nivel de teorie. Conține, dar nu s-au gândit, nu s-au gândit niciodată că e o lege, dacă nu mă înșel, în Parlament, bine, zace prin un sertar de acolo, de prin 2006, de când condamnat domnul Băsescu comunismul, o lege prin care să se scade din pensiile foșilor securiști care au făcut poliție politică și au distrus vieți și așa mai departe. Aia nu s-a făcut, să le scadă lor pensiile. Le-au scăzut ăsora care n-au nicio treabă. Doar două precizări telegrafice. Unu, în afară de sindicat, mai există asociația militarilor, care, mă rog, ca număr de membri, pretindând și că sunt chiar mai mari decât sindicatul. Spun că au vreo 28.000 de membri, etc., din care iarăși fac parte, ca și din sindicat, și reprezentanți de la MAPN și de la MAI și de la servicii, etc. Și a doua precizare, unii spun că, în ce-l privește pe directorul Maior, a invocat existența hotărârii în alte curți de casație și justiție privind suspendarea hotărârii de guvern 735 de anul acesta, de anul trecut, pardon, și a oprit procesul de trimitere a acestor decizii. Vom vedea ce se va întâmpla. E foarte posibil, mai ales că am văzut și eu bugetul ăsta care a intrat acum în vigoare și am văzut că la servicii, la toate serviciile secrete, SRI, SIE, SPP, STS, au crescut în 2011 față de 2010 sumele alocate pentru cheltuielile de personal. Deci, pentru zona asta, dragă domnului Traian Băsescu, se găsesc soluții pentru problemele generale. Însă, ca să-mi duc fraza până la sfârșit, între clienții pe care îi avem, avem și pensionari din servicii, inclusiv din SRI. Deci sunt oameni afectați și din zona aceasta. Zvonul acesta circulă deocamdată ca zvon. Vom vedea ce se întâmplă, însă sunt în rândul celor afectați și oameni din servicii. Și iată o temere, domnule președinte Eclin Antonescu, întreabă telespectatorii dacă e posibil ca din pricina supărării pentru faptul că rezerviștii au pensiile tăiate, anumite servicii speciale nu vor mai fi atât de îngăduitoare și indulgente și nu vor mai furniza poate informații, să spunem, colaterale activităților actualei administrații. Mi-e greu să estimez ce vor face serviciile. Da, pe o logică simplă, așa. Oamenii, indiferent că sunt în servicii, în armată, în alte instituții, sunt până la urmă oameni cu nevoile lor. E adevărat și aici mai e un lucru. Se profită și profită domnul Băsescu și acoliții, profită de lipsa noastră de exercițiu de cultură în manifestarea solidarității. Cum spuneați, fiecare se bucură atunci când lovitura nu vine asupra lui, cade asupra celui de lângă el, ba chiar unii se bucură crezând că e ultima lovitură, că au pățit-o numai ăia și scăpăm noi. Toată teoria aia cu grasul și slabul, dacă vă aduceți aminte, s-a văzut câte parale făcea în lunile următoare. Ea a fost vândută la început, tăiem, cum nu s-a întâmplat nicăieri în Europa, o asemenea măsură, tăiem salarii, au vrut să taie și pensii, în ciuda promisiunilor cât se poate de clare din campania electorală. Și, sigur, facem asta pentru că nu mai pot cei din sectorul privat să mai suporte aceste cheltuieli și ca să-i ajutăm pe ei. Cei din sectorul privat, care într-adevăr sunt decisivi în șansele noastre ca societate și economie în primul rând, au văzut după aceea cât de mult a lucrat acest guvern în favoarea lor și s-a văzut că din slabi ăștia există câțiva grași în privat, dar sigur cu condiția să fii conectat la rețeaua de clientelă portocalie. Mediul de afaceri din România, oamenii care lucrează în domeniul privat, că sunt întreprinzători, manageri sau pur și simplu angajați, traversează o criză și o sărăcie, foarte mulți dintre ei, la fel de gravă, la fel de accentuată ca și cei din sectorul bugetar. Și uite așa, păcălindu-i pe unii și evitând, nefiind amenințat, periclitat guvernul de manifestări de solidaritate ale oamenilor, sigur că își poate continua jocul așa. Ce să zicem? Că nu spune nimeni din corpul militar activ, din liderii corpului militar, nu spun nimic? Nu spun nimic. Este o solidaritate. Își păzesc funcții. La care s-ar aștepta rezerviștii. Că domnului Băsescu îi pasă foarte puțin de pensionari care, oricum, sunt într-un anumit număr, au o forță limitată până la urmă de impact, de protest, de acțiune publică, politică. Domnul Băsescu are cantitatea de cinism să facă acest lucru, l-a dovedit de atâtea ori și până când nu va avea o ripostă coerentă și solidară,
din partea societății va continua să facă asta cu toată nărușinarea din lume absolut senin. Doar două vorbe, că mă spuneați că există oarece temeri cumva că poate serviciile nu o să mai dea informații. Am văzut că au protestat, cam cum se protestează în România, au protestat cam toate categoriile sociale și de bugetare. Am văzut pe polițiști dând cu șepcile de pământ. Pe ăștia de la SRI nu i-am văzut la demonstrație dând cu microfoanele de pământ și spunând că, nu știu, nu mai ascultăm domnul Băsescu dacă ne tăiați 25% din salariu. Ați văzut vreo demonstrație? Nu. Da. Bine, mă gândesc... Cam din 4 în 4 ani demonstrează. Mă gândesc, păstrând un registru, mă rog, lansat de dumneavoastră, că nu am putea să vedem în Piața Victoriei sau Piața Constituției 5.000 de James Bond, nu? Să apară James Bond acolo și să-și arunce ustensilele. Ar putea să apară mascați cumva, așa, cu ochelari de aia de soare, să nu-i recunoaștem, să mai spună, domne, noi nu mai ascultăm de acum până nu ne faceți înapoi salariile la loc, că ni le-a stăiat cu 25%. Poate că cineva a auzit acum și va urma sfatul sau... Și vor fi printre cei din 24 ianuarie care... Da, săptămâna viitoare. De la rezerviștii afectați de tăierile de săptămâna trecută, pe care l-au aflat abia săptămâna trecută, la pensionarii civili, suntem acum în legătură directă cu Magda Bucur. Magda, bună seara! Bună seara! Ești în direct la Știrea Zilei. Spune-mi, în ce situație sunt pensionarii la care te afli? Ești la o familie de pensionari din București. Ce pensii au și cum se descurcă? Bună seara, alături de mine este domnul Alexandru Angel, este pensionar în vârstă de 81 de ani și după 32 de ani de muncă, are o pensie de 8 milioane, însă luna aceasta a primit mai puțin cu 45 de lei pentru că au fost impozitate din nou pensiile. Aș vrea să vă întreb cum vă descurcați, având în vedere că soția dumneavoastră este bolnavă, mi-a spus că este imobilizată la pat și aveți nevoie de foarte multe medicamente. Da, da. Renunțăm la alte lucruri care le aveam necesare și ne ocupăm să cumpărăm aceste medicamente care sunt foarte scumpe, multe din ele necompensate. Și totodată mai vine și domnul doctor și trebuie să-l plătim, pentru că vizita la domiciliu costă bani. Împreună aveți un venit de aproximativ 1000 de lei, îmi spuneați. După ce cheltuiți lunar pentru întreținere, gaze, lumină și medicamente, ce vă mai rămâne? Nu prea ne mai rămâne mai nimic. Că n-are de unde să ne rămâne, dar renunț, adică la alte lucruri care le aveam nevoie și nu le mai fac. Adică nu mai pot să plec nicăieri, nici la piață să fac cumpărături, că dau telefon la fetele mele să-mi ia ele. Și având 4 fete, se ocupă vreo 2-3 în permanență. Și o nepoată, ba și un nepot, că sunt mai mulți. I-am crescut și eu de mic și recunosc și ei lucrul ăsta. Cu alte cuvinte, aveți noroc că aveți copii, nepoți, care vă mai ajută. Da, sunt o parte din ei care sunt mai mari și au serviciuri, ne ajută de zi de zi, nu mai rar, zi de zi. Cu mașină, care are mașini, să ne ducă la doctor, că de multe ori mergem la spital, de multe ori avem nevoie să o ducem. Să-mi spuneți, în momentul în care lucrați, erați tânăr și lucrați, v-ați gândit că veți ajunge la pensie în această situație? Da, aproape mă gândeam că nu o să ajung la pensie deloc, pentru că lucram în așa fel că erau lucruri care erau complicate, că eram mai în timpul comunismului și lucram pe fața... Vă gândeați că vă veți permite o viață decentă la pensie? Mă gândeam, da. Mulți dorea că să aibă pensie. Dar totuși am fost mulțumit până la un timp. Dar acum s-a îngreunat problema. Spuneți-mi, vă rog, ce așteptări aveți dumneavoastră? Nu prea mai am așteptări multe, pentru că sunt și în vârstă și soția este aproape la apus de soare și eu după ea. Deci, împlinirea mea este pentru că mi-am făcut, cum să spun așa, o datorie pentru familie mai mult. Vă mulțumesc tare mult. Așadar, o concluzie destul de tristă de aici, de la
pensionari. Magda, mulțumesc. O povară au devenit pensionarii pentru familiile lor, o povară financiară, firește, nu din alt punct de vedere, pentru că, iată, se bazează pe sprijinul copiilor, acolo unde sunt copii, pe sprijinul nepoților, dacă există, ceea ce nu este permis într-un stat civilizat cu economie solidă. Dimpotrivă, pensionarii, deci oamenii ajunși la o anumită etate, îi ajută și pe cei mai tineri care poate au salarii de debutanți. Dar Antena 3 a inaugurat astăzi, a început astăzi o campanie dedicată persoanelor care au simțit cel mai mult recesiunea din România și mai ales că se pune problema și în contextul în care vârsta de pensionare a crescut. La 65 de ani, românii sunt deja epuizați de muncă și nu prea mai au chef de odihna la care se gândesc occidentalii când ajung la pensie, nu de alta, dar vin peste ei grijile. Grija în special de a trăi dintr-o pensie din ce în ce mai mizeră. În momentul în care ies la pensie, din păcate românii noștri sunt deja bătrâni, sunt epuizați și sunt deja în faza în care se plâng de boli, se plâng de faptul că nu le ajung banii și nu le ajung pe bună dreptate. Când ajung la pensie, românii se luptă nu doar cu lipsurile materiale, ci și cu bolile. Accidentul vascular cerebral, care este mai frecvent după 60 de ani, este, să spunem, principala cauză de mortalitate în România și are incidența cea mai mare, chiar mai mare decât a infarctului de miocard. La 65 de ani, atât bărbații cât și femeile au un risc cardiac mare, care s-a acumulat de obicei în anii dinainte. Bărbații încep să-l acumuleze, să spunem, de la 40 de ani, iar femeile de la 50 de ani. Specialiștii susțin că românii sunt predispuși la boli cardiovasculare mai mult decât ceilalți cetățeni europeni. Stresul, grija zilei de mâine, se numără printre principalele cauze. Revenim în direct cu domnul Daniel Constantin, președintele Partidului Conservator, pentru a nu se spune că, iată, cum era expresia aceea, fete cu ochii, cu cepele și rujate și domni cu, mă rog, costume frumoase și cravate fine, din mătase, plâng soarta pensionarilor sau a mamelor cu bebeluși care nu mai pot să stea acasă decât asumându-și faptul că s-ar putea să se întoarcă la muncă și să nu-și mai găsească serviciul și asumându-și faptul că nu vor mai avea banii pe care au contat. Așadar, soluții, domnule Daniel Constantin. Asta spune puterea, că opoziția nu are soluții, așa să fie. Da, eu nu cred treaba asta, nici ei nu cred că cred în chestiunea asta, pentru că vă amintiți anul trecut, atunci când președintele Traian Băsescu spunea că opoziția nu are soluții, fiecare dintre cele trei partide au venit în fața opiniei publice, nu în fața președintelui, pentru că nu dânsului trebuie să-i dăm un răspuns, cu fiecare din partide au venit cu câte un program economic. În primă fază, evident că cei de la putere au spus că nu sunt viabile, că nu sunt fundamentate cu cifre, și după două luni de zile vă amintiți că doamna Sulfina Barbu, care conducea un așa numit Comitet Economic al Partidului Democrat Liberal, a preluat mare parte din soluțiile pe care noi le-am spus acolo. Dincolo de retorica asta politică, eu aș reține ceva ce se spunea mai devreme de către persoana pe care noastră ați intervievat-o vis-a-vis de traiul greu pe care, din păcate, îl au pensionarii din România. A spus un lucru extrem de important, și anume acela că nu mai are niciun fel de speranță. Din păcate, românilor, prin măsurile care le-au fost aplicate, li s-a luat speranța. Și cred că asta e datoria noastră, opoziției, în primul rând, să redăm speranța. Și nu putem să facem lucrul acesta decât oferind un plan alternativ. Tocmai de aceea, eu cred foarte mult, și cred că domnul Antonescu vă poate confirma, că acțiunile pe care le-am făcut la începutul acestui an vin ca o replică la așteptarea populației. Oamenii nu mai au speranță, oamenii vor să întâmple ceva acum. Tocmai de aceea cred că trebuie să, într-o perioadă extrem de scurtă, să convenim asupra unui program care să aibă și măsuri politice, și măsuri economice, și măsuri sociale, care să redea oamenilor încrederea că se poate guverna mai bine și că pot trăi mai bine într-o perioadă care este meritată, perioada de pensionare, când trebuie să se odihnească și trebuie să ajungem într-un timp extrem de scurt la ceea ce înseamnă pensia într-un stat european. De aceea suntem țară membra Uniunii Europene și avem datoria să le oferim oamenilor ajunși la pensie același trai și aceeași dorință de a se bucura precum o au cei din Uniunea Europeană. Soluții, dacă ar fi să intrăm în această problemă, cred că sunt. Preocuparea mea și a tuturor partidelor din opoziție în această perioadă este, pe de o parte, să oferim garanția că se poate trăi mai bine.
bine. Pe de altă parte, să oferim soluțiile economice de care spuneați. Și aici m-aș opri doar la câteva dintre ele. Soluții care să ne ofere garanția că putem să relansăm economia și sunt câteva pe care le-am prezentat atunci când am făcut alianța cu Partidul Național Liberal și să oferim locuri de muncă. Din păcate, în România, rata șomajului, spun eu că a ajuns la un nivel extrem de mare, chiar dacă domnul președinte spune că mai e loc să intre câțiva șomeri acolo, și m-aș opri doar la cifrele oficiale care spun că avem peste 1 milion de șomeri în România, fără a-i monitoriza pe cei care au ieșit din perioada de șomaj. Cred că e datoria noastră și față de pensionari, și față de șomeri, și față de toate categoriile care suferă, și vă refereați aici și la mame, și am făcut o referire astăzi la o decizie a celor de la instituția avocatului poporului. E de datoria noastră să venim în fața acestora cu măsuri, așa cum spuneați și dumneavoastră. Domnule Crin Antonescu, mai mult decât atât, pesimismul românilor ajunge la cote alarmante. Dacă până acum mai exista o rază de speranță sau o încredere că mâine, poimâine va fi mai bine, iată că un studiu GFK arată că peste jumătate dintre români cred că situația lor financiară se va înrăutăți anul acesta comparativ cu anul trecut. Asta știm bine ce înseamnă, pentru că atunci când consumul se inhibă, când oamenii nu mai merg să valorifice, să cumpere, să utilizeze servicii, automat companiile au de pierdut, șomaj, lipsă de bani la fondul pentru pensii, și e un întreg tăvălug, pentru că acest mecanism contează și depinde de mișcarea fiecarei piese. Românii nu sunt pesimiști, cel puțin nu așa interpretez eu acest răspuns la sondaj. Sunt lucizi, sunt realiști, și dacă dumneavoastră, de pildă, nutriți speranța să vă meargă mai bine pe vreun plan, sigur, jurnalistic e destul de apetisant, dar discutăm acum ca un om care aveți dimensiunea și a economiei și a ce se întâmplă în țara asta cu guvernul Boc și cu domnul Băsescu. Eu cred că mă mir că sunt atât de puțini cei care cred că va fi mai rău. Da, sigur că va fi mai rău. Și preluând cumva una din ideile colegului Daniel Constantin, tocmai de asta, fără foarte multă vorbărie și cu pas mai hotărât așa, și noi cei din opoziție încercăm să demarăm mai în forță acest an, încercând să facem ceva, încercând să construim ceva, pentru că cel mai grav lucru dintre toate, și fără de legile, și formele de incompetență, și abuzurile acestui guvern, cel mai grav lucru pe care îl face el în România este acela că ucide încrederea românilor. Nu poți să lași o țară în derivă condusă de niște oameni în care nimeni nu mai are încredere. Este foarte clar acest lucru și gradul de responsabilitate și al forțelor politice și al societății civile cred că se măsoară în încercarea de a construi și de a impune o alternativă. Că există încă și vor exista voci foarte sonore, ba chiar isterice, care consideră că problema României astăzi este că m-am unit eu cu Partidul Conservator sau cu domnul Voiculescu, care consideră că, mă rog, vai ce nenorocire se întâmplă dacă va fi pus cumva în discuție domnul Băsescu, când noi suntem într-o catastrofă și de politică externă și de relații internaționale, economic nu mai vorbesc, oamenii ăia, până la urmă, așa trebuie să vorbească. Exact ca în glumele alea cu cățeluși, oamenii ăia iau de la Băsescu. Da, cei care răspund în astfel de sondaje, indiferent de opțiunea lor politică, n-au cum să fie, n-au de unde să-și confecționeze un optimism. Mai ales că puterea actuală nu dă deloc semne că și-ar pune cumva probleme, că ar lăsa-o mai moale, că ar reveni pe teren rațional. În fiecare zi asistăm la câte o premieră. Ce vedem acum cu pensionarii militari și cu atitudinea, repet, față de această instituție, e o premieră. Copii cu pancarte ale unui candidat de gât scoși din școală și duși în campania electorală, e o premieră. Să o spun foarte clar. Nu m-a apucat deloc dragul. Chiar dacă negociez și sper să fac o alianță cu Partidul Social Democrat. Deloc nu m-a apucat dragul și nici n-am carență de memorie. Dar nu mi-aduc aminte să fi făcut nici PSD-ul, cu atât mai puțin altcineva la putere, chestiunea asta. Nu mai vorbim de, în continuare, toate formele de șantaj puse la bătaie, văzut sau nevăzut și așa mai departe. Oamenii sunt din ce în ce mai departe de realitate. Necazul e că realitatea le permite să ne conducă de acolo, de departe de realitate.
Știrea completă era următoarea. Mai mult de jumătate dintre români cred că situația lor financiară se va înrăutăți în perioada următoare, iar două treimi din populație nu intenționează să cumpere un obiect important pentru locuință în acest an. Potrivit barometrului de încredere a consumatorului realizat la sfârșitul anului trecut, în 30 decembrie, de GFK pentru Comisia Europeană. Domnule Ciuvică, domnule Ciorbea, comentarii în legătură cu acest studiu. Cum să cumpere când văd că de pe zi pe alta li se schimbă unor concetățeni de-a lor dramatic situația financiară? Pentru că oamenii ar reveni la pensionarii militari. Oamenii aia erau obișnuiți, nu știu, să primească pensie de 20 de milioane și hodorong tronc, la începutul ianuarie, au primit pensie de 10 milioane. Păi atunci cum să-și mai facă vecinii lor, care nu sunt pensionari, de exemplu, lucrează la privat și au și ei diverse probleme, dar cum să-și facă niște socoteli să spună, hai domnule, că o să meargă lucrurile bine și îmi cumpăr nu știu ce obiect important anul ăsta. Nu o să-și cumpere niciun obiect important. Poate cei de la putere o să-și cumpere niște obiecte importante, pentru că ei mai iau din sacul ăla de care vorbeam la începutul emisiunii. Dar ceilalți nu. Pentru că problema cea mai mare, că l-ascultam pe pensionarul din reportajul dumneavoastră, nu cred că a fost vreodată, domnul Ciorbea știe mai bine, nu cred că a fost vreodată, după Revoluție, în care să nu se indexeze măcar pensiile cu inflația. În cele mai grele momente și pe vremea domnului Ciorbea a fost o perioadă de criză maximă, cu toate problemele de atunci, din 97, după guvernarea de 6 ani a PSD-ului, de 7 ani a PSD-ului, și atunci s-au găsit bani pentru indexarea pensiilor. Oamenii ăștia văd că prețurile lor cresc, prețurile cresc în timp ce veniturile lor scad, ceea ce nu se mai întâmplă iarăși nicăieri în lume. Anul trecut, în 2009, când era criză peste tot, au scăzut prețurile. Rușii vindeau gazul mai ieftin, arabii vindeau petrolul mai ieftin, că era criză peste tot. Anul trecut, în 2010, n-a mai fost criză peste tot. În România a fost criză, dar în jurul nostru n-a mai fost criză. Și atunci rușii vând gazul mai scump, arabii vând petrolul mai scump, că nu se gândesc că e o țară condusă prost, România, și pentru aia trebuie să dăm toate astea, alimentele la fel, cu prețuri mai mici, că sunt românii săraci. Păi nu interesează de români. Prețurile se stabilesc deja global. Și dacă toată lumea asta iese din recesiune, doar România rămâne în recesiune, o să trăim din ce în ce mai prost în România. Asta e viața. Dar nu pentru că e vreo soartă care ne obligă la asta, ci pentru că l-am ales pe domnul Traian Băsescu acum un an și o lună. Avem acum și imaginile la care făcea referire domnul președinte Crin Antonescu. Copiii scoși la meeting pentru un candidat. Într-adevăr, nu sunt niște imagini care să ne bucure foarte mult, pentru că eu cred că copiii tineri trebuie să-și vadă de școală, de activitatea lor și nu trebuie implicați în politică de niciun partid. Acolo, la Hunedoara, scuzați-mă, acolo s-a întâmplat cei mai urât în politica românească, a ieșit la Hunedoara acolo, că e aceeași zonă unde a câștigat doamna Câmpeanu înainte. Bani negri folosiți în campanie, 1,5 miliarde, luat de cine? De un ins de la putere numit director al unei întreprinderi de stat. Le-au furat un om de la PNL pe care l-au făcut candidat PDL. Omul ăsta care apare acum pe ecran, care n-a apărut cu portocaliu, a apărut cu verde. După aia același om se duce acum să candideze la primăria respectivă. Și pedeliștii se bucură, spun, uite, am câștigat primăria. Păi ați câștigat primăria, dar cumpărând sau furând sau șantajând un om de la PNL. Deci cam tot ce e mai rău în politica românească, parcă s-a focalizat în bucățica aia de țară acolo din județul Hunedoara. Domnul Ciorbea, un scurt comentariu. Da, foarte, ne întoarcem după publicitate cu un alt subiect interesant, cred. Foarte scurt. În primul rând aș spune că m-a impresionat, în modul cel mai sincer, dramatismul finalului interviului. Când l-a întrebat colega noastră ce sperați, practic omul a spus apusul de soare. Și a spus-o în termeni oarecum poetici, dar se vedea clar că asta așteaptă. Și asta este situația dramatică, din păcate, a milioane și milioane de pensionari și de români în general. A doua precizare, rog, da? Doar foarte scurt. Sigur că nu e vorba aici numai de optimism și de pesimism, ci vorba și de posibilități. Păi oamenii ăștia cu ce să-și mai cumpă? Ce să mai creadă în viitor? De unde să mai speră? Iar legat de ce s-a întâmplat în comuna aceea,
nici pe vremea lui Ceaușescu, chiar în campanie, nu erau duși copiii. Erau duși la diverse demonstrații, la festivități, etc., dar să-i scoți așa, de la grădiniță sau preșcolar, etc., și să-i pui acolo răducanul sau cum îl chema pe ăla... Ce e și mai rău de atâta. I-au scos pe copiii ăia ca să spargă un miting al adversarului politic. Ne întoarcem cu acest subiect dacă mai reușim să adăugăm câteva lucruri, dar și cu altul, cum râd străinii de România de la Dacia, mașina țiganilor împuțiți la mâna întinsă, salutul național. El e Dănuț. De când era mic, Dănuț nu putea să țină un secret. Și pe măsură ce a crescut, lucrurile s-au înrăutățit. Odată ajuns om serios, toată lumea îl place pe Dănuț pentru că el are grijă să spună totul tuturor. Însă gura bogată îl costă mult. Din fericire, Dănuț a aflat că la Cosmote își poate face un abonament așa cum își dorește. Cu abonamentele perfect pentru tine, poți opta pentru comunicare nelimitată în rețea, plus 165 de minute naționale, cu doar 9,92 euro pe lună. Cosmote, lumea noastră ești tu. Sărbătorile au trecut, dar începe sezonul petrecerilor. Super party la McDonald's. Între 10 și 28 ianuarie poți cumpăra un Mac puișor cu 3 lei și un hamburger tot cu 3 lei. Super party la McDonald's. După fiecare masă, în stomacul tău se dă o luptă. Acum există pastila albă pentru arsuri și durere și pastila verde pentru greață și balonare. Digest Duo. Un duo pentru digestia ta corectă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Hoții îți devastează și viața, nu doar casa. Acționează înaintea lor. Intră pe bgs.ro. Dacă te-ai săturat de durere sau de febră, încearcă Neolin, o combinație de substanțe active ce triplează lupta împotriva durerii și febrei. Neolin învinge durerea și febra. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție prospectului. Dacă aveți manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Nu-ți face griji, părinții mei te vor îndrăgi. Bună! Bună! Nu sunt părinții mei. Mama! Bună! Puterea arentaromei ne aduce împreună. Iacob Scrâng. Acum o știre de ultimă oră. S-a lansat cardul de credit Cosmote Mastercard de la Alpha Bank, care îți aduce reduceri la factura Cosmote. Andrei? Incredibil! În magazinele Cosmote primești 3% reducere din valoarea cumpărăturilor când utilizezi cardul. Dar în celelalte magazine? Ana? 1% din valoarea cumpărăturilor plătite cu cardul se scade din factura Cosmote. Conform surselor, aplicând la Cosmote și Germanos, primești cardul fără taxe împreună cu un voucher de 18 euro. Trebuie să-l am. Cosmote Mastercard de la Alpha Bank și Cosmote. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Ne-am întors, să aflăm acum ce a pregătit Răzvan Dumitrescu la emisiunea Subiectiv. Răzvan, bună seara! Bună seara, Gabriela! E bine, în această seară vă arătăm dovada că cei de la putere știau foarte bine că pensiile militare scad. Toate scad, știau încă din martie 2010, document oficial. Răzvan, te urmărim o seară frumoasă. Foarte puțin timp mai avem. Domnule președinte Crin Antonescu, cum râd străinii de România de la Dacia, mașina țiganilor, împuțiți la mâna întinsă, salutul național.
Vom mai putea recupera vreodată imaginea aceasta proastă? Noi suntem, sigur, bun, și de râsul lumii și așa mai departe. Suntem o societate dezorientată, abuzată, speriată, scindată, dar suntem o țară în continuare cu resurse, și resurse naturale, și resurse economice, și resurse umane. Suntem o țară care are un capital de vigoare în plan sufletesc, în plan intelectual, în plan moral. Și mesajul meu, aș vrea să fie foarte clar, e unul nu de optimism, că e facil în condițiile astea, dar este mesajul că se poate face ceva, că noi, ca politicieni din opoziție, care nu putem rezolva totul, vom rezolva ce avem noi de rezolvat, vom constitui o forță politică puternică și vom da bătălia cu această putere pentru a o înlătura cât mai curând. Restul sunt lucruri secundare și să se ocupe cine vrea de ele. Pentru că domnul Mircea Ionescu Chintus, un liberal bătrân și care totuși i-a cunoscut chiar pe brătienii, pe unii dintre brătienii invocați cu atâta sârg de propagandiștii domnului Băsescu, folosea un concept foarte interesant, mutat sigur din jurisprudență. Spunea, trebuie să facem ceva pentru că suntem și e bună parte din societatea românească în legitimă apărare. Mulțumesc foarte mult, nu mai e vreme, promit data viitoare, timp de antenă, mai mult pentru domnul Civică și domnul Ciorbea, aici ne oprim la Antena 3, emisiunea Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu. O seară frumoasă, la revedere! Acum ești mai aproape de cei dragi. Alege un nou abonament de voce și primești până la 800 de minute incluse pe lună să vorbești unde vrei. Bună dimineața! Trezește-te cu poftă de viață! Descoperă Belvita Start, biscuiții special creați pentru dimineață. Datorită carbohidraților cu eliberare treptată, biscuiții Belvita Start îți dau energie pentru întreaga dimineață. E o plăcere să încep ziua cu vitamine, fructe și fibre din cereale integrale. Biscuiții Belvita Start. Vitalitate pentru întreaga dimineață. Încearcă și tu! Dacă te-ai săturat de durere sau de febră, încearcă Neolin, o combinație de substanțe active ce triplează lupta împotriva durerii și febrei. Neolin învinge durerea și febra. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție prospectului. Dacă aveți manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Sărbătorile au trecut, dar începe sezonul petrecerilor. Super party la McDonald's. Între 10 și 28 ianuarie poți cumpăra un Mac puișor cu 3 lei și un hamburger tot cu 3 lei. Super party la McDonald's. Sărbătorile au farmecul lor. Dar când te gândești la tot ce te scoate din ritm, vizite, mâncăruri tradiționale, ajungi să te simți balonată. Mi-am zis că în noul an trebuie să schimb ceva. Așa că am început să fiu mai atentă la ce mănânc și să consum zilnic Activia. Consumat zilnic Activia îmbunătățește confortul digestiv, reducând senzația de balonare. E așa de bun cu Activia? Burtica mea da seară de bucurie. La nou, obiceiuri noi cu Activia. Danone, poftă de sănătate! Cât dă România pe un copil? 42 de lei. Cât dă România pe un deținut? 2400 de lei. Cât dă România pe un copil bolnav de sida? 13 lei. Dacă cumva faci parte din categoria acelor despre care Partidul Democrat Liberal a hotărât că nu mai au drepturi, ești terminat. Asta este, de fapt, mizeria de care vorbește Traian Băsescu. Când șeful statului, cu biciul în mână, cu biciul tăierilor, trimite lumea, plecați, plecați! Ca să vedeți și noastră cum se conduce această țară. O țintă precisă. Bunul plac al lui Traian Băsescu. Un tablou al unei României care pare că se află îngenunchiată în knockout. Nu vor răspunde vreodată. Urmăriți Antena 3.
Bună seara, bine v-am găsit la Subiectiv. Ați văzut imagini de la protestul de astăzi al pensionarilor militari, au fost acolo și incidente, vorbim imediat despre toate acestea. Dar astăzi veți vedea că toată puterea știa foarte bine că toate pensiile militare scad. A spus-o sub semnătură și ștampilă chiar ministrul apărării Gabriel Oprea în martie 2010, într-un răspuns la o interpelare parlamentară. Restul sunt doar vorbe goale sau, pe românește, minciuni. Invitați la Subiectiv Titus Podlățean, senator și vicepreședinte PSD, Liliana Mincă, membrul în biroul executiv central al Partidului Conservator, Gabriel Berca, senator PDL, Mircea Dogaru, președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate și analistul economic Ilie Șerbănescu. Bună seara tuturor! Pe scurt, în 22 februarie, domnul Valer Marian a făcut o interpelare, iar domnul ministru Gabriel Oprea a răspuns în martie anul 2010. Interpelarea era exact pe seama acestor pensii militare. Ce se întâmplă când se va aplica legea asta unitară a pensiilor? Atunci domnul Oprea spunea în felul următor. La solicitarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin programul asigurat de Casa Națională de Pensii și alte drepturi de asigurări sociale, au fost efectuate simulări pentru determinarea cuantumului pensiei în cazul aplicării metodei de calcul a pensiilor conform noilor legi. Pentru toate situațiile care au fost analizate, cuantumul pensiilor obținut prin aplicarea prevederilor proiectului de lege privind sistemul unitar de pensii publice a fost mai mic cu un procentaj cuprins între 19% și 69% față de cuantumul pensiilor stabilite conform actualei legislații. În consecință, apreciem că vor fi afectate toate pensiile aflate în plată, cât și cele ce urmează a fi stabilite după intrarea în vigoare a noii legi. Toate pensiile. Se știa din martie 2010 sub semnătură și ștampilă. Gabriel Oprea și-a pus semnătura și ștampila pe acest document. După toată tavatura asta, domnul Șeitan spune în aprilie, în niciun caz pensiile mai mici de 3.000 de lei nu vor scădea. Și cred că afirmația că pensiile militarilor scad cu 69-70% este exagerată, simularea făcându-se la domnia sa la minister. Adică, în documentul oficial nu mințim, sub semnătură și ștampilă, că Doamne ferește, poate fi penal. Dar pe gaura gurii la televizor putem să mințim oricât de mult, domnule Dogan. La vremea respectivă noi am felicitat filiala 1 Satu Mare pentru această acțiune. Domnul capitan în rezervă, pardon, senator de Satu Mare care a acționat, a făcut în așa fel încât toată lumea a respectat procedura. L-a interpelat pe ministrul apărării, ministrul apărării s-a adresat ministerului muncii. Ministerul muncii, nu știu dacă cu știrea domnului Șeitan, a făcut simularea respectivă și a dat răspunsul corect. Toate pensiile vor scădea între 19 și 69. Ministerul apărării n-a făcut decât să comunice ceea ce a primit de la ministerul muncii. Deci aceasta este realitatea. Toate pensiile militare se prevedea de la început să scadă cu între 19 și 69. La ora actuală sunt pensii militare care au scăzut cu 83%. Da, iertați-mă, se știa deci, domnule Berca, din martie 2010, dar pe gură la televizor se spune altceva decât într-un document cu semnătură și ștampilă. Spuneți-ne, spuneți-ne și nouă cum să mai interpretăm chestia asta. Eu personal nu știam de un răspuns dat la o interpelare parlamentară. E prima dată când aud treaba asta. Pe de altă parte, eu cred că această întrebare trebuie să o puneți ministrului apărării și fostului... L-ați mai văzut ieșind pe undeva pe domnul Oprea zilele astea? Domnul Dumitrescu, n-am venit la această emisiune să spun ceea ce nu cred. Și nu fac parte că din categoria celor care vin să spună pe gură ceea ce nu este realitatea românească. Și din acest punct de vedere, dacă îmi doriți un punct de vedere personal, eu cred că înainte de a aplica o lege, trebuie să faci simulările în piață, cap-coadă și să vezi ce se întâmplă efectiv. Vă spun cu toată sinceritatea, și socrul meu, cu vechime completă, ca pensionar militar, are pensia diminuată, pentru că, se pare, până la momentul ăsta, nu i s-a procesat un număr de ani când a lucrat în sistemul industriei militare. Ei bine, astea fiind spuse, voi fi foarte tranșant și spun că cei care au creat o asemenea problemă, aici mă refer, nu știu, la funcționari, la cei care au
care lucrează în sistemul respectiv și au pus niște oameni pe drumul și au făcut evatura asta, trebuie să răspundă. Da, iertați-mă, domnule. Pe de altă parte, așa e, cum spuneți dumneavoastră, numai că eu în momentul în care am un să fie